Că aștept să-i fac check-ul de dimineață, să putem zbura până la urmă, nu? Yes. M-am panicat, am zis, gata, ne prăbușim. Deci, să prezentăm puțin ceea ce avem noi în hangar în momentul de față. Undeva la aproape 200.000 de euro. Ok. Salutare tuturor! Bună dimineața, dragilor! Este ora 6:30, iar noi plecăm într-o super aventură astăzi pentru că se anunță a fi ultima zi de vară aici în Bucovina și mergem la aerodromul Frătăuți, undeva lângă Rădău, să zburăm deasupra Bucovinei cu un avion. Abia așteptăm, și oricum e prea dimineață și Andreea tremură, e rece, a venit toamna. Da, hai să mergem la drum! Hai! Băieții sunt foarte drăguți, ne-au așteptat aici cu cafeaua, priviți și voi cât de fain arată cerul. Da, astăzi este 30 august, este ultima zi de vară și la propriu și la figurat, pentru că de mâine încep ploile și atunci am zis trebuie să vedem Bucovina de sus astăzi, musai. Acesta este avionul cu care vom zbura noi astăzi. Cât e de drăguț, e așa de micuț, sincer, am puține emoții, puțin mai multe emoții, aș spune, dar flota este impresionantă aici, probabil că o să ne povestească un pic mai târziu pilotul câteva detalii. Foarte frumos mod de a încheia călătoria noastră prin România. Bună dimineața și bine te-am găsit! Bună dimineața! Mulțumim de la aerodromul Frătăuți. Pentru invitație și pentru cafea. Cu mare plăcere! Ce vom face astăzi? Astăzi planul meu este să zburăm peste munți. Avem o țară atât de minunată și Bucovina e ceva lipit de mine, adică sunt născut aici și vrem să vedem pădurile, vrem să vedem mănăstirile. Vom zbura puțin la depărtare față de ele, adică cât să nu deranjăm cu zgomotul avionului, cu zgomotul motorului, ca să nu deranjăm măicuțele sau călugări, pentru că e bine să îi lăsăm în liniște de dimineață. Voi încerca să ajungem la Pietrele Doamnei, să le vedem de sus, să vedem cum ne permite și vântul, pentru că din câte am văzut la 6200 de feet, am avea un vânt puțin cam mare, dar asta nu este o problemă. Okay. Avionul este făcut să zboare și în condiții mai puțin prielnice, adică pe ploaie, mai pe vânt, practic asta înseamnă să zbori un avion, că asta nu înseamnă numai să zbori pe vreme bună. Ceea ce vedeți aici la aerodrom Frătăuți, practic este o echipă de oameni care în urmă cu vreo 14 ani, să zicem așa, au zis că vor să piloteze. Și au început cu un avion. Și când au auzit avion, nu trebuie nevoie să ai pistă. Corect. După ce ai avion, nu trebuie hangar. Și toate așa nevoile au venit una după alta, după ce și-au cumpărat avion. Primul care și-a cumpărat avion este domn Daniel Mitric, socrul meu, care a zis, am nevoie de pistă, am nevoie de hangar. Și atunci au început să aibă ființă o parte din proiectul de la Frătăuți și de la aeroportul Ștefan cel Mare, unde mai avem și acolo încă două hangare. La aerodrom Frătăuți, în moment de față, se face partea finală la construcția avioanelor, partea inițială se face în Rădăuț. A, deci construiți și avioane, da. Doar le pilotați? Și nu, pasiunea a mers mai departe. Aha. Adică nu a rămas doar a cumpăra un avion, ci a zice, vreau să am și avionul meu. Avionul acesta e făcut aici? Da. Adică este un avion mai special, să zicem așa. De ce? Are în primul rând kitul de suspensii de la Behringer. E un kit super ok, adică poți să aterizezi pe câmp accidentat destul de bine. Cât și are și un motor mai bine dezvoltat decât cel clasic, adică este un motor de turație. Cele care le avem noi montate pe majoritatea avioanelor sunt motoare de 100 de cai. Asta este ceva mai dezvoltat. Acum încă aștept să-i fac check-ul de dimineață, să putem zbura până la urmă, nu? Dar, suntem ochi și urechi. Cei care vizitează Bucovina sau intenționează să viziteze zona aceasta a țării, pot zbura și ei cu un avion? Un scop turistic oferiți astfel da, de... Da, sigur, sigur. Adică oferim, pe mine mă doare puțin că Bucovina nu e promovată atât de mult. Și voi știu că sunteți din Bucovina, din apropierea Bucovina sau chiar din Bucovina. Dar am zis, trebuie să vadă și altfel Bucovina.
în videoclipurile voastre. Perfect. De sus. De sus. Da. Deci să prezentăm puțin ceea ce avem noi în hangar în moment de față. Noi ceea ce avem aici, pot să spunem că avem un avion care ți-l poate permite oricine, care este pasionat de zbor. Pornește la un preț foarte mic, adică nou, și poți să faci comparație cu alte tipuri de avioane, adică un Black Shape de acolo, care este un avion de viteză foarte mare, cât și avionul de aici. Și cât costă, de exemplu, acela? Undeva la aproape 200.000 de euro. Ok. Iar avionul de aici, noi mai spunem și Surcica. Este un avion foarte rapid, foarte ușor de făcut mentenanța la el și zboară tot așa la o viteză foarte mare. Dacă pot să spun că un avion pentru fiecare zburător, aici deja vorbim de un avion care, pentru persoane care doresc să zboare cu mai mare viteză. Sau dacă vorbim de aici, e un avion de off-road. Să faci o comparație cu mașinile, adică să poți să faci... E un avion care zboară la viteze foarte mici, practic. Când spun foarte mici, chiar foarte mici. Adică avem filmare cu el când vii la aterizare ca un elicopter. Adică vii așa, ceva de gen. Practic, chestiile astea fac totul. Deci nu sunt acționate de către om, ci se acționează singur la viteză foarte mică. Și cam cât costă un astfel de exemplar? Păi, de exemplu, pot să spun asta, că este făcut la noi. Perfect. Este 125.000 de euro plus TVA. Oho. Ok, adică mi se pare un preț mic. Pentru un avion. Da, dar cu acesta nu te poți bucura tare mult să te duci la București pentru că te plictisești. Adică trebuie să te iei rebus cu tine. Undeva faci în 3 ore cu el. Pe când cu acesta faci o oră jumătate, o oră 45. Și acesta cât costă? Asta e tot, e undeva la 200.000 de euro. Uh-huh. Adică e un avion cu turbină, e un avion care ți-l permit să spui așa când deja ai multe ore de experiență. Și deja și un buget bine meritat. Ce consum are, de exemplu? Să spun așa, consumul lor, ăsta e undeva la aproape 30 de litri. De pe oră, nu? Pe oră, aici doar pe oră. Spune-ne, te rog, cel cu care zburăm astăzi, cât costă? Pronești undeva la 55.000 de euro plus TVA, dar deja dacă te gândești să pui motorul care l-ai, deja sare puțin mai sus, dacă te gândești suspensiile, dacă vorbești în avion, să spun așa, să te plimbi în jurul casei, să faci Bucureștiu, chiar să ieși din țară, de ce nu? Adică undeva la un 70.000 de euro ți-ai un avion. Bun. Adică... Peste ani și ani o să iau un avion. Mobilitatea. Adică există variantă să ții un avion de 30.000 de euro, de exemplu, da? Eu zbor în jurul casei, nicio problemă. Poți să faci Bucureștiu, dar va trebui să-ți pui un transponder și o stație radio mai performantă. Că dacă ai o stație veche, atunci trebuie să o schimbi. Practic în avion avem pilot automat, adică mă vei vedea că stau fără mâini și fără picioare pe paloniere. Adică voi avea timp să-ți și explic. Așa, cum faci alimentarea? Da, fac alimentarea. E benzină normală. Avem un kerosen. Nu, kerosenul, dieselul încă. Avem avioane și care sunt cu diesel, dar ăsta este doar cu benzină. Și acesta cât consumă pe oră? Asta undeva la 20 de litri. Adică dacă te dai la el. Dacă nu te dai la el, merge mai mic. De exemplu, avionul din spate este avionul de 4 locuri. Este avionul care zboară cu diesel. Adică cu kerosen. Aviația încă nu este descoperită la noi în România la cât de frumoasă este. De exemplu, astăzi se pleacă de la noi, de exemplu, la Iași. Avem oameni care ei nu știu ieșirea din județ cu mașina. Te duci la mare. Până în Sulina face o oră și, hai să spunem, 2 ore și 10 cu tot, cu ocolire, dacă te pune Bacăul sau Ocolești. Ce autonomie are acest avion? Deci dacă mă duc singur, mă duc până la Sulina și mai am și o parte din drum înapoi, chiar bună parte, alimentez. Dacă vreau, alimentez plin la Sulina și vin înapoi. Dar este varianta să-ți pui încă 2 rezervoare suplimentare și atunci vin înapoi acasă cu tot. Adică nu mai trebuie să-ți faci grijă să alimentezi. Deci într-un timp aviația a fost percepută doar a oamenilor bogați. Dar nu este așa, este a oamenilor care au nevoie. Adică decât să dai pe un, să spunem, un Porsche, un Cayenne, ca să spun că restul sunt mașini sportive, mai bine ții un avion. Da, și ca acesta. Ajungi și în siguranță, nu lași nici permisul pe drum și nici bani pe la poliție de radar. Dar spune-ne puțin, ce costuri anuale
sunt pentru acest avion, de exemplu? Deci când faci școala, o parte din materia care o studiezi este motorul, în care ți se dă voie sau ți se dau cunoștințele pentru a-ți face mentenanța. Dacă ești sigur pe tine, ți-o faci singur. Motoarele astea, să spunem așa, în rotax, ele au dreptul de a funcționa până la 2000 de ore. După 2000 de ore, l-ai luat și l-ai pus lângă. Sunt acum niște artificii, dar nu sunt recomandate. Deci până la 2000 de ore poți să zbori cu motorul. După aia lini și ai pus altul. Dacă faci parte dintr-un club sau cum sunt băieții aici, chiria poate varia dintre 200 de euro până la chiar și 500 de euro. Depinde ce hangar iei. Dacă iei pe lună, parcare avionului. Okay. Adică îți trebuie un loc în care să-l ții la o anumită temperatură, adică nu temperatură, să-l ferești raze soarelui, că deja UV-ul pentru el deja nu-i bun. Dacă, de exemplu, ăsta este cu fibră de carbon și fibră de sticlă și tablă. Dacă ai pânză și lași prea mult în soare, nu o să-ți placă cum arată avionul după un timp. Da, atunci, e foarte important, da. Da, să-l ții în interior. Te va durea și inima și buzunarul. Corect. Dar nu mi se par costurile foarte mari, sincer. Deci, ca să spun, ca să zbor cu el, la o mașină, cred că investești mult mai mult. Și ai mai multe reparații de făcut cu el. Dar, de exemplu, asigurare trebuie? Da, ești, chiar asta e o chestie nouă pusă în legislație. N-ai voie să zbori dacă n-ai asigurare. Dar nu este destul de mare, adică comparativ cu ceea ce ai la mașină. Mm-hmm. Adică, dacă ești, te gândești că ai undeva până în 30 de ani sau 35 de ani, deja asigurarea este destul de mare la noi în țară. Până crezi bonusurile alea, cam ai de așteptat. Dar aici există și școală de pilotaj? Da, avem două tipuri de școli. Avem pentru ULM, cum îi spunem noi, pentru avioane ușoare, și avioane clasa PPL. Care avem instructor care vine, învață elevii, chiar acum avem în desfășurare. Unii dintre noi avem targetul prin octombrie să dăm examenul, alții mai târziu, depinde cum avem. Asta e diferența între o școală privată și una de stat. La privată mult se mulează pe disponibilitatea clientului. Uh-huh. Și chiar asta a fost unul dintre mari aturile noastre, pentru că ne-a mulat pe timpul disponibil al clientului. Pentru că acum, să o spunem așa, încep oamenii care au nevoie de avioane, nu numai în scop recreativ. Au nevoie să plece din țară, nu mai așteaptă să vină Taromul sau Wizz-ul să-l ducă din A în B. S-a urcat în avion și a plecat. Cât durează școala? În jumătate de an poți să termin, da? Și poți să faci în 2 ani de zile, dar acolo este perioada maximă în care trebuie să termini partea teoretică. Dacă nu o termini, trebuie să plătești. Un anumit număr de ore pe care trebuie să îl îndeplinești. Nu numai un anumit număr, trebuie să ai și skill-ul, adică skill-ul testurile să le ai făcute și să fie valabile. Degeaba tu ai ieșit la simplă să zbori avionul ăsta și tu n-ai mai zborat un an. Atunci, ei de la început, vezi ce s-a uitat. Câte kilograme are avionul acesta? Deci el undeva cu combustibil, undeva un 350 de kilograme. Este un avion foarte stabil în aer. Dacă vezi cele de pe aripă, de sus, sunt niște chestii negri mici. Sunt vortexuri generatoare de vortex. Mm-hmm. Ele practic îți face avionul mult mai stabil în viraje, cât și în vânt și în toate. Le avem puse și în spate, pe dedesubt. Tu rămâi deocamdată la sol, da? Da, eu rămân aici cu minte, vă aștept. Probabil că o să zbor și eu după aceea. Până atunci mă pregătesc psihic. Pentru că știți, nu sunt neapărat fan al zborului. Sunt convinsă că astăzi o să-mi placă, pentru că o să văd Bucovina de sus. Nu știu dacă mai... Cred că o singură dată am zburat deasupra Bucovinei, într-o cursă București-Suceava. Gata, băieții sunt pregătiți de zbor. Eu o să-i aștept cu minte aici la sol sau, cine știe, până ajung ei la destinație, plec și eu. Să vedem!
Gata, așteptarea a luat sfârșit, băieții s-au întors. Cred că au zburat aproximativ o oră. Abia aștept să aflu impresii de la Ion. Am stat aici cu minte pe bancă, între timp s-a încălzit afară pentru că dimineața este frig. A venit toamna, chiar dacă teoretic calendaristic este ultima zi de vară. Dimineața era destul de răcoare, cred că era undeva la 7-8 grade și acum e temperatura perfectă. Haideți să vedem. Cum a fost? Foarte fain, dar nu mai am baterii la cameră. Nu cred. Pornim la GoPro, foarte mișto. Dar urmezi tu acum. Vreau să spun că Bucovina se vede mult mai frumos din avion. O să vezi tu, Andreea. E senzațional. Până unde ați ajuns? Ce ați văzut? Am ajuns până la Palma, apoi Gura Humorului, pe la Poinsolca, puțin pe la tine pe acolo. Am înțeles, dar pe Rarău n-ați ajuns, nu? Am ajuns în zona Rarău. Deci erau niște nori atât de frumoși. Pe atât de frumoși, pe atât de periculoși. A, da? Așa un ocol mic, dar s-a văzut, a trecut și lângă. Adică puteam să mergem, era posibilitatea, dar nu știu cum reacționa. Dar ați avut turbulențe, așa? Mici turbulențe, dar nu se pot numi turbulențe. Acela avionul e super stabil. Dar ce ți-a plăcut cel mai mult? Ce s-a văzut cel mai frumos? Pietrele Doamnei, că am trecut pe lângă ele. Chiar a fost, da. Wow! Mănăstirile le-ați văzut? Care nu așteptam să văd, dar nu, eram prea sus ca să le observ. A fost bine, m-am avut emoții mari, ce să zic, am tremurat puțin mai mult, dar partea bună sau proastă e că m-am obișnuit așa la sfârșit. Știi cum e, dar asta înseamnă că trebuie să mai revin. Și sunt sigură că cred anul cel mai mare viitor... drag, vă așteptam în doi. Da, acum după toată ieșirea asta voastră. Mulțumim, pentru experiența asta senzațională. Mare drag, memorabilă. Dacă v-aș fi plăcut. E deja e de nota 11 și Bucovina se vede senzațional de înălțime. Vă încurajăm și pe voi. Unde vă pot găsi oamenii? Pe Instagram și Facebook. Instagram-ul e Aerodrom Frătăuț și Facebook tot Aerodrom Frătăuț. În limita timpului disponibil suntem într-adevăr destui piloți, adică suntem undeva la vreo 15 piloți în zonă. Se poate zbura, adică dacă nu vrei să zbori cu un pilot, zbori cu o fată pilot, dacă nu-ți place. Deci poți alege, da, poți alege, da. Nu putem pune numai decât că este un sport al bărbătesc. Eu zic, sportul este peste pentru oricine, cât orice vârstă, cât există pasiune, poți să-l faci cu drag. Exact. Doar să-ți placă. Da. Înălțimea. Mulțumim mult. Da. Da, mi-a plăcut, ce să zic, chiar mi-a plăcut. Am avut și un gol în stomac la un moment dat, dar ai făcut un mini lupin? Asta e de bine. Am făcut practic, am tras puțin de avion, să zic așa, în decolare, să poată să simtă și altceva din zbor. Nu ies. M-am panicat, am zis, e gata, ne prăbușim. Nu, practic... Te-am subestimat, da. Nu era cazul. Deci, practic, i-am făcut o decolare mai scurtă decât ți-am făcut ție, adică ție ți-am făcut procedural. Da, lin. Și ei am făcut procedural, deci nu am ieșit din procedură. Am făcut să simt altfel decolarea. Da, mulțumesc mult. Orice frică se învinge confruntând-o cu pași mici. Eu zic că am făcut un pas mic, dar important. Am decis de, să zbor. Nu, dacă aveți frică de zbor, trebuie neapărat să încercați să veniți aici să vă învingeți. Deci, exact. Prima dată un zbor. Apoi îl cauți pe al doilea, sigur. Da, eu deja vreau să revin și vreau Andreea, să văd mai mult. Andreea, să-și cumpere avion. Da, eu nu zic, Emplion, că ar fi ca să ne cumpărăm un avion în momentul în care ne vom retrage în Bucovina, dar da, eu aștept să revin și să văd o altă parte a Bucovinei, deci, să vedem împreună o altă deci, parte a Bucovinei. Deci, Bucovina, noi ceea ce am văzut astăzi, am văzut o parte foarte mică. Fiind că ne apropiem de toamnă și se apropie și un curent rece, adică i-a arătam și lui Ion, adică cum... Este vântul deja pe munți, vântul era mai puternic, deja îți mișca avionul puțin mai tare decât aș zbura în mod normal. Și atunci i-am zis, uite, cam asta este ceea ce se poate întâmpla. Nu mai ții camera în mână, deja te ții cu o mână de avion, deja te ții bine în centuri. Sunt senzații, sunt momente în care prinzi un gol de aer și poți să... Adică te ridici de pe scaun, intri puțin așa... Da. În,
Am o întrebare. Care a fost pentru tine cel mai periculos moment prin care ai trecut ca pilot? Deci, ca și pilot, cel mai periculos, adică nu să spun periculos, a fost o greșeală mea în care nu mi-am făcut temele destul de bine. Adică nu a luat în calcul vremea. Vremea e cel mai mare, să spun, nu că e dușman, nu aș spune dușman, aș spune un element care te ajută să fii mai bun. Știam că vine o furtună, dar știam că vine undeva pe la ora 11, dar eu datele citisem cu o zi înainte. Și nu le-am mai citit când am decolat și a venit la ora 8. Și furtuna aia mi-a dat bătăi de cap, am trebuit să las avionul într-o altă locație, să vină cu o mașină să mă recupereze și după un timp să merg să-mi recuperez și avionul. Adică nu am avut bucuria aia de a mă și întoarce acasă. Adică eu eram tot fericit, dintr-o dată am văzut că avionul nu mai vrea să mă asculte. Nu mai răspunde la da. A fost frică? În acel moment nu s-a instalat frica în mine, ci s-a instalat lecțiile care le aveam în școală. Adică se spune, iei motor și faci, există o anumită procedură. Dacă te panichezi și te oprești și te blochezi, atunci nu e chiar bine. Deci necesită foarte mult antrenament în care să poți să înțelegi ce se întâmplă cu avionul în furtună, ce se întâmplă cu avionul când pică motorul, să zicem. Ce se întâmplă cu avionul când apar diferite cauze. Ai un pasager care se simte rău. Ai un pasager care îți prinde mașa și nu vrea să dea drumul la mașă. Toate chestiile astea trebuie să le înveți întâi și apoi să le pui în practică. Că dacă se întâmplă în timpul zborului și nu ești pregătit, s-ar putea să apar la știri. Mulțumim mult! Cu mare mulțumim, Abel, pentru experiență. Dacă v-a plăcut. Voi zburați indiferent de anotimp, și iarna, da, și toamna, da, și vara. Deci, n-avem singurul moment în care nu zburăm, este pe viscol. Da, când sunt pe viscol la sol. Uh-huh. Adică sunt condiții meteo prielnice pentru a zbura, adică să nu încerci să te bați cu cineva mai mare ca tine, adică natura. Da. Urmăriți și pe Instagram, lăsăm linkurile în descriere, și pe Facebook, contactați în cazul în care ajungeți în Bucovina pentru un zbor cu avionul de mici dimensiuni și cine știe, să urmați cursuri de pilotaj. Sau să vă cumpărați unul. Sau să vă cumpărați unul, exact. Fiecare după nevoi, după plăceri. După posibilități.